să reluați transportul în comun, problema se va rezolva. Nu s-aude nimic. Mi-am luat eu această răspundere, problema se va rezolva, vă rog să reluați transportul. Așa mereu. Când? Când? Am o rugăminte. Aveți încredere în mine. Nu-mi luam această răspundere, dar consideram că nu se rezolvă problema. Problema se va rezolva. Acum mă duc la ședința de consiliu. Așteptăm aici, domnul director. Garantez eu. Așteptăm aici. Așteptăm aici, domn director. Așteptăm aici. Am o rezolvat. Nu, acum trei... Am o rugăminte. De trei ori am făcut această prostie. Am o rugăminte. Au mobilizat am mai venit și amintit, nu, nu, al pe negru. Lăsați-vă să vorbească domn director, opriți-vă doar. Păi tot aici sunt superiori. Pentru ce să vorbească directorul? Nu vă minte nimeni. Doamne, am mințit domn director, din prima dată când am mințit. Problema se va rezolva, am rugăminte. Se va rezolva și doar la noi. Să facem transport pentru mici gratuit. Ia întrebați, aveți becuri în magazie? Becuri de farm? Le cumpărăm noi. Orice lucru care se întâmplă în acest moment ne creează și mai mari pierderi. Vă spun sincer. Avem două să știu și ce vreți atunci să o terminăm. V-am spus să aveți încredere în mine, că nu veneam în fața dumneavoastră să-mi iau această responsabilitate. Sigur nu o făcea, dacă nu se rezolva. Pentru că nu vreau să mai fie transportul, pentru că la orele astea au deja... Asta nu s-o facă, să târzi. Am ascultat să fiu. Am sute de... Nu am fost amenințat că voi fi sancționat dacă a fost acest lucru. Nu mi-a cerut nimeni demis. Aseară a spus că se rezolvă până la ora 9 dimineața. Nu mai va rezolva. Au trebuit făcute niște documente una. Am să vă spun un lucru. De ce n-a venit domnul primar să vorbească cu niște probleme? Dacă sunt așa, să confirme dânsul, da. Sunt niște probleme cu niște documente. Aici, dacă sunt probleme, se rezolvă într-o oră acum. La 2:30 s-a convocat. La 2:30 ești mult traseu. Problemele cu... Așa s-a convocat și aseară. Ascultați un pic. Și cine plătește pentru el? Așa să fie. Așa să fie. Nu se poate ca oameni care au salarii mari în această instituție să se joace cu documente. Și s-au jucat. Sunt responsabil de că și acum am stat la dimineață să lămuresc un aspect și de-abia l-am lămurit. Vă așteptăm la 2:30. Avem, dar vă așteptăm aici, la 5, așa, să fiți feriți.